Salutare dragi trader și bine v-am regăsit într-o nouă înregistrare, o să fiu cât se poate de scurt, ca de obicei, tot ca de obicei cele două anunțuri importante și fulger. Unul nu este un sfat de tranzacționare, făceți-vă fiecare propria analiză după propriul vostru sistem de tranzacționare și doi, Întotdeauna țineți cont de analiza fundamentală înainte de a deschide o poziție sau includeți în planul vostru de tranzacționare analiza fundamentală. Ceea ce fac eu acum este un plan bazat pe analiza tehnică atenție și care, bineînțeles, se suprapune și cu stilul meu de tranzacționare. Sunt un trader, un swing trader, ceea ce este foarte important de, de ținut cont în momentul în care, să zic, o persoană nouă vine pe canal și îmi vede o analiză. Poate că nu este swing trader și din acest motiv poate nu înțelege sau nu este clar ceea ce fac eu aici. Deci, aceste două anunțuri importante le fac de fiecare dată, și haideți să mergem acum la grafice, să mergem la plan, să mergem la oportunitatea despre care vreau să vă vorbesc. Suntem pe graficul USDGPI, timeframe-ul de o zi, și ce putem observa în primul și în primul rând este că avem aici, cel puțin din această zonă, avem două valuri de divergență: 1, 2. Deci avem două valuri de divergență care pare că prin această uh, mișcare descendentă s-au consumat. Um, acum, de ce mă gândesc serios să fac un plan, și de ce. Mă uit cu atenție la această oportunitate pentru că, dacă ne uităm puțin mai atent, tot pe daily, observăm că prețul a făcut o convergență pe aceste două minime. Da? Avem o convergență, ceea ce acest lucru ne spune că mișcarea descendentă se va continua după o corecție. Prin urmare, nu ar trebui să așteptăm corecția. Acum, întrebarea ar fi, care ar fi potențialul uh, acestei tranzacții? Um, cât de mult uh, să zic că am putea să lăsăm această tranzacție? Sau, um, mai bine zis, care ar fi viziunea pe termen mai lung pentru USDJPY? Pentru asta, haideți să ne mutăm pe weekly și pe weekly dacă Observăm graficul și bineînțeles MACD. Eu las doar MACD-ul. În primul și în primul rând avem între aceste două maxime o divergență simplă bearish. Deci pe aceste două maxime avem divergența formată pe uh, mediile mobile. Acum avem o divergență între aceste două maxime care se observă și pe daily sub forma mai multor valuri, dar aici este o divergență continuă, da? o divergență continuă tot beriș. Acum, mai putem observa tot pe weekly că avem cele trei valuri ale impulsului, 1, 2 și 3. Da? Um... Aș trasa chiar și un Fibonacci. Haideți să-l trasăm. Voi trasa un Fibonacci Retracement și îl voi trasa din minimul pe care l am pe weekly format pe MACD. foarte important acest lucru, cum mi-l aleg. Și cam atât aș putea să zic că pe weekly în care avem divergențe, toate sunt beriși, acestea două, aceasta între cele două maxime și aceasta continuă simplă între aceste două maxime formate pe volumele MACD. Acum revenind la graficul de o zi, ne putem aștepta ca această, să zic, corecție a impulsului să se manifeste până în zona poate 23 cu 6. Prețul a ajuns aproape, dar uh, nu a atins uh, 23 cu 6, uh, 38 cu 2 și aici, să zic, în această zonă, începem poate să ne apropiem și de linia de trend ascendentă formată pe aceste două minime. Uh, este o panta liniei uh, ascendente pe care eu am trasat-o, însă mai avem încă o pantă pe care putem să o observăm și aici trasată prin spike-uri da? deci avem două pante a acestui trend prin primele două minime, după care celelalte două minime pe care le putem observa pe graficul de o zi deci eu mă pot aștepta ca prețul meu să corecteze să zic, cel puțin până în zona liniei de trend inițiale, însă, atenție, ținând cont de faptul că avem o divergență între acest maxim, da? Haideți să, între aceste două maxime, prețul ar putea să ajungă în zonele de corecție inferioară Fibonacci. Adică eu mă aștept să testeze 78 cu 6 și chiar să depășească această valoare. Prin urmare, potențialul acestei mișcări este foarte, foarte mare. Am vrut să spun acest lucru pentru că este important și pentru raportul risc-profit, dar și pentru a putea, poate, pe parcursul derulării acestei tranzacții să putem să aplicăm diferite tehnici de tranzacționare. Acum, ce ar trebui să facem? Ar trebui să căutăm, bineînțeles, o intrare în tranzacția usd bineînțeles o intrare cu un ordin DSL. De deci avem convergență pe minime, ăsta este un lucru foarte bun. Haideți să vedem ce putem să mai observăm în situația în care mutăm graficul pe H4, pe un time frame mai mic, e, aici văd iarăși un lucru extrem de benefic. Văd o divergență ascunsă, tot bearish. Deci, prin urmare, am o combinație de divergențe pe time frame diferite care ne conferă tot mai multe argumente în a deschide o tranzacție de sell. Deci avem divergență ascunsă pe H4, convergență pe daily, valuri de divergență pe daily, divergențe simple și continue pe weekly. Avem o grămadă de, de divergențe și de confirmări care să ne ajute. Acum, până unde ar putea să continue această mișcare, care, hai să-i spunem, corectivă, luând impulsul. Ca fiind această mișcare, fie ar trebui din această zonă, fie maxim din punctul meu de vedere, din zona, haideți să o trasăm cu o linie de trend, nu are sens să mai țin, opa, două secunde, să mai țin această linie care, după cum vedeți, este o linie de rezistență. Prețul a respins consecutiv uh, din aceste două maxime din această linie uh, ne-am lămurit asupra ei haideți să fixăm această linie de rezistență într-o zonă de rezistență unde eu consider că prețul ar trebui să fie un maximum de respingere uh, dacă acesta ar fi să zic maximum de pe MACD și aș trasa încă un Fibonacci Retracement, și ar fi din această zonă, atunci să zic un, um, o rezistență maximă, eu mi-aș uh, mi trasa-o în um, această zonă pe care am um, identificat-o pe um, grafic ca fiind 078 Fibonacci Retracement. Deci, Prețul este foarte aproape de această zonă. Acum, haideți uh, să mergem pe H1 și să spunem în felul următor. Fie luăm ca și contratrend, haideți să trasăm această linie de contratrend. Să o trasăm corect. Adică, să fie prin uh, minime, să nu um, străpungă graficul și dacă ar fi să ne luăm după um, această linie de contratrend, putem spune că avem o intrare într-o tranzacție de sel pe USDJPI, deoarece linia de contratrend a fost străpunsă. Acum, testează. Deci aș putea să deschid chiar acum o tranzacție de vânzare în care, bineînțeles, în mod normal ar trebui să un stop loss să fie deasupra acestui maxim, însă eu am să pun stop loss-ul puțin mai sus deasupra liniei de rezistență de pe mișcarea aceasta impulsivă este un factor de protecție din punctul meu de vedere mai corect, mai, bine spus, pentru că prețul ar putea, de exemplu, să mai facă încă o mișcare, să depășească, să mai formeze încă o divergență simplă, beriș și de aici să plece. Nu avem de unde să știm, însă pentru mine semnalul este dat de a intra într-o tranzacție de vânzare prin simplu fapt că a străpuns și a început o testare a acestui nivel pe care prețul la străpuns. Haideți să și intrăm într-o tranzacție, deschidem cu nou ordin, hai să încerc să dăm cu un volum minim, contul meu de 10.000, aș putea să deschid cu mai mult, adică ecuația proprie de risk management permite să deschid cu mai mult, însă vreau să adaug tranzacții, vreau să complementez pe măsură ce prețul își desfășoară sau se desfășoară și în funcție de alte mișcări pe care piața le va face, eu să adaug poziții noi. Prin urmare, stop loss-ul am spus că îl poziționez deasupra acestei linii de rezistență, da? hai să-l punem în zona 150,5 căci este ceva rotund, iar take profitul nu îl voi pune, Absolut deloc. Fără take profit. Da? De ce? Pentru că vreau să profit de toată mișcarea. Am dat un stop loss și fără take profit. Um, cam atât a fost pentru astăzi cu această oportunitate USD-JPI după care mă uit de ceva timp. Um, o să revin cu update-uri dacă lucrurile evoluează într-un fel sau altul și până când ne revedem, așa cum vă obișnuiesc ca de fiecare dată, tranzacții fericite.